Copilul. Turnul avea forma unui gât de lebădă. Copilul alerga pe scări. Lumina tăgea în urmă făcând piruete. Pereții de cărămidă erau calzi. Îi plăcea să se sprijine de zidul roșu. Când sărea către o treaptă, ecoul pașilor era un spirit eliberat dintr-o lamă. În mijlocul pieței, sculptorul ne azvâlea surplusul de piatră. Răsfoiam frunzele pe care le atrăgeau formele noastre încă nedefinite. În intimitate auzeam o barcă pălmuită de apă. Inimile ni se zbăteau alături de pui din nou. Așteptam să ne fie cioplite ploapă. Copilul continua să alerge. Pânzele de păianjă îl îmbrățișau. Era ceva matur cu acel copil. Ferestre vegetale începuseră să apară, alerga, era și ceva iubire acolo, și ceva diferit. Împinseseră turnul la marginea orașului, până li s-au rost palmele. Purtau riduri la gât în loc de cruciulițe. Sculptorul ne făcuse o tâmplă comună. Dragul de el, priveam forfota orașului, întoarcere în așternutul la unison, golile lăsate pe câmpii alături de epave, meciurile de fotbal. O, Doamne, nocturna îți lumina formele, nu mai aveam nevoie de nimic, nici de moarte. Ajuns pe terasă, copilul a privit în jos turnul care se răsucea. A întins brațele cât să cuprindă orizontul, l-a strâns, l-a băgat în buzunar, unde mai erau niște firimituri. Noi priveam într-o fântână cum înfrorește apa, în timp ce copilul ne dădea ture în aer.